Alergați astăzi într-o biserică adevărată, unde se studiază și se aplică în viață Biblia, unde în mod real se schimbă și se salvează oamenii. Alăturați-vă astăzi și ajutați la zidirea bisericii, pentru că este cel mai valoros lucru pe care îl puteți face, să vă dedicați viața, timpul, finanțele, pentru salvarea sufletelor omenești și zidirea casei lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Deja am clarificat aspectele privind biserica, privind și ne spune că biserica noastră este mai de demult, a noastră este mai tânără, schimbările bisericii. Dar o întrebare, avem nevoie de biserică sau nu? Pentru că majoritatea oamenilor în jurul nostru sunt direct cu Dumnezeu. Sunt mulți oameni astăzi care cred în Dumnezeu, dar sunt direct cu Dumnezeu. Ei ignoră biserica, ei consideră că nu e nevoie de biserică, dar Biblia spune că au fost oameni care au fost direct cu Dumnezeu. De exemplu, Avram, Moise, Noe, acei oameni care au devenit mijlocitori între Dumnezeu și om. Și Dumnezeu cu acești oameni personal încheia legământ. Și sunt foarte puțini oameni. Da, de exemplu, Avram, Moise, Noie și Dumnezeu le-a spus, cu tine încheie legământul. Este o diferență colosală față de oamenii care sunt astăzi direct cu Dumnezeu. Așa e biserica. Și dacă privim pe fiecare, în spatele fiecărui om, dintre aceștia era un popor. Acesta a fost un început, ceea ce vrea să facă Dumnezeu prin acești oameni. De ce oamenii când deseori spun că Dumnezeu mi-a spus ceva? Bine, dar care este rezultatul vieții tale? De exemplu, Dumnezeu a spus, merge în Dnistrovsk. Noi am ajuns acolo și acolo a apărut o biserică. În jur au apărut biserici. Dumnezeu a spus, mergeți în alt oraș. Am ajuns acolo, acolo apare o biserică. Nu am mers în alte biserici să furăm pe cineva și deschidem alte biserici. Noi propovădăm Evanghelia, dacă Dumnezeu ne-a trimis, noi facem. Dacă Dumnezeu ne-a chemat în Odessa, iarăși apare o biserică aici. Nu în baza oricărei biserici, ci în baza cui? În baza lui Dumnezeu, în baza cuvântului. Dacă Dumnezeu îl cheamă și el vorbește, atunci va fi. Dacă nu, este doar vorbă goală. Dacă luăm, atunci în Biblie sunt puțini oameni de genul acesta, care au fost direct cu Dumnezeu. Și bineînțeles, noi nu suntem în acest număr. Eu nu sunt Moise, eu nu sunt Noe, nu sunt Avram și nici voi. Adică este un alt timp, o altă legătură cu Dumnezeu, cu totul altceva. De ce este inutil să vorbim despre aceste lucruri? A fost un legământ când Dumnezeu a încheiat legământul cu întreg poporul. Tot poporul a fost de acord pentru ce să fie blestemat sau binecuvântat. Și este poporul evreiesc. Dar ce s-a întâmplat cu noul legământ? Iar cu noul legământ era așa. Era Isus și lângă el erau 12 oameni. Erau cei 12 apostoli. Și cu cei 12 apostoli, Iisus a luat cina și cu ei, el a încheiat acest legământ. O întrebare. Cineva dintre noi a fost printre cei 12? Nu. Cineva dintre cei care sunt direct cu Dumnezeu a fost acolo? Nu. Atunci cum noi putem să fim parte cu Iisus și cu acel legământ? În acel loc au fost 12 oameni. Aceea era biserica, adică Iisus a încheiat legământul cu biserica. Iisus a plecat, apostolii au mers și au predicat și fiecare om care se alipea de apostol devenea partea bisericii și devenea fiul sau fiica lui Dumnezeu. Oricine care ignora apostolii și biserica nu avea nicio treabă cu Dumnezeu. Este foarte clar și simplu. Așa e scris și în Biblia dumneavoastră. Și acum răspundeți voi singuri. Avem nevoie de biserică sau nu? Oare este o soluție de a oculi biserica sau nu? Eu nu văd nicio variantă cum altfel să ajungem la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a încheiat un legământ, nou legământ cu biserica. Și ca să intru în acest legământ, eu trebuie să devin parte a bisericii. Este totul foarte clar și simplu. Slavă Domnului! Într-adevăr, dacă ne imaginăm această imagine, cina cea de taină, Iisus și cei 12 ucenici, printre care și Iuda care l-a trădat, atunci cum putem pătrunde noi în acel loc? Era un loc tainic. A fost
Odată, ce legătură avem noi cu aceasta, dacă noi nu suntem biserica, dacă noi nu ne zidim viața pe baza apostolilor, nu continuăm lucrarea lui Iisus Hristos. Doar așa noi putem să luăm parte, să fim una cu acel eveniment tainic, cu acel legământ, când El a frânt pâinea, a turnat vinul și a spus, iată, nou legământ al sângelui meu. Slavă Domnului! Da, deseori noi și vorbim aceasta. Noi întrebăm oamenii, din ce trup tu faci parte, din ce biserică faci parte, cine este pastorul tău, învățătorul tău? Dar când omul spune că eu sunt direct cu Dumnezeu, acest lucru indică doar că acel om nu îl cunoaște pe Dumnezeu, pentru că nu există direct cu Dumnezeu. Dumnezeu a încheiat nou legământ cu biserica. Amin.